Bună regăsire, oameni buni! Bine v-am regăsit cu Moș Vasile la un taifas mai scurt de data aceasta în cadrul unei emisiuni unde, așa cum v-am obișnuit, încercăm să vă prezentăm evenimente și oameni, toate cele din, spun așa, categoria The Best Of de la noi din municipiu. De data aceasta am insistat să venim în fața domnilor voastre cu doi dintre, zic eu așa, protagoniștii trupei noastre de teatru, Dan Alexandrescu, drept pentru care mulțumesc pentru, iată, răspunsul afirmativ la invitația noastră, doamnei Camelia Duca și neamțului nostru, așa că toată lumea știe așa, Cristian Fogel, spunem tot, dăm din casă ca să știe lumea că știe. Ești tu, adică să nu mă văd cu nimic. Așa, oameni buni, să rămânuța încă o dată, bun venit, bun revenit, de fapt, în premieră, dacă nu mă înșel la Topal, sau? Bine v-am găsit, regăsit, că nu mai știu. A, așa, nu mai știi exact la mine, la emisiune, cel puțin în premieră. Mulțumesc pentru că ați găsit un agas. Așa, să venim în fața romașcanilor și să vorbim despre lucruri minunate. Iată, acolo pe scenă, să petrec lucruri minunate. Deja două vorbe mai spun eu și pe urmă ca o să tac cât pot eu de mult. Iată această trupă. Da, minunată, am spus de o grămadă de ori. Pe mine m-am fascinat de fiecare dată când v-am văzut. Așa, deja merge, putem să spunem, și acum vă întreb punctual așa de încălzire, că mergem plin după ce se vede în sală. Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumim foarte mult pentru invitație. Pot să spun că anul acesta am început stagiunea cu succes, ca să spun așa. Foarte mulți romașcani sunt alături de noi și ne bucură nespus faptul că în fiecare seară de luni sunt tot mai mulți prezenți în sala noastră de spectacol, chiar și aseară la spectacolul piese de teatru 8 femei. Sala a fost arhiplină și ne pare rău că au fost persoane care într-adevăr s-au întors înapoi, fiindcă nu au mai fost locuri. Ce să facem? Noi ne dorim foarte mult, într-adevăr, un teatru mai încăpător pentru romașcanii noștri și sperăm să-l avem, totuși. Dar bucuria cea mare a celui de pe scenă, până la urmă, se traduce în numărul spectatorilor din sală, greșit am cu ceva? Nu, așa este. Bineînțeles că ne bucură nespus faptul că romașcanilor le plac piesele noastre, vin cu drag și pe noi ne bucură aplauzele lor. Da, în regulă. Același lucru, cu siguranță, Cristian Fogel, care e obișnuit cu scena nu numai de la teatru. Dar de o diferență. Cum e o diferență, pentru că atunci când știu că hai să mă întreb de perioada în care mai cântam, ieșeam pe scenă să cânt, atunci e altă poveste cu teatru, e nu neapărat un grad de cultură diferit, nu aș spune acum că spectatorii de teatru sunt mai deștepți decât ea de muzică, nu asta vreau să spun, dar la teatru intervine un alt fel de trăire, intervine un alt fel de sentiment și evident numărul de persoane din sală și minutele de aplauze fac totul. Crește inima și te face să așa să te gândești la următorul proiect, la următoarea întâlnire, la următoarea, da, în regulă. Ca să spunem, oameni buni, de ce am insistat și mulțumesc, doamna Camelia, pentru că ați reușit să ne aduceți și pe neamț aici, că tot e la modă treaba făcută nemțești, acum știți mai de o vreme încoace așa, de parcă noi n-am fi știut. Eu știu de la bunicul, de pildă, cu lucru făcut nemțești, da. Că nu era neamț. De ce Cristian Fogel am insistat să fie aici în fața noastră de data aceasta. Iată, Cristi, tu ești, cum să spun, vii din familie, de acolo, cu microbul de acasă. Zi-ne două vorbe așa, cum și ce. E mult de zis. Eu am de umplut o pereche de pantofi foarte mari. Foarte mari. Tata, actor, amator, 40 și de ani de actorie în spate. Zi numele. Cornel Fogel. Mai, da, trebuie să-i zic și numele. Eu acum, după ce am preluat ștafeta de la el, neoficial, pentru că practic n-a fost o trecere, o întâmplare a făcut să ajung în trupa de teatru Dan Alexandrescu,
când m-a rugat Radu Vătafu să vin să umplu un rol care rămăsese vacant, un spațiu vacant, și n-a fost așa o trecere a ștafetei de la tată la fiu, dar ca idee, joc în niște piese, apar în niște piese, Camelia știe, în care tata a jucat în urmă cu niște zeci de ani, și pentru mine e ca un fel de examen de fiecare dată să-l văd pe tata în sală și îl văd cum dă din buze și zice replicile, el le știe și acum, da? Și dă și zice replicile și acasă zice, vezi că ai sărit trei cuvinte sau n-ai zis tot sau ai trebuit să faci așa, e destul de dificil. Și tot aș insista un piculeț acum că așa și să mai revenim noi așa un piculeț, cât de grea simți această dulce povară, iartă, cu tata care nu mai spunem când spune câte cuvinte ai sărit, dacă ai sărit, mă gândesc că eu simți așa ceva în plus acolo la responsabilitate. Pe scenă nu prea am timp. Bine, am colegii care mă ajută foarte mult. Eu uit. Am o memorie foarte bună și uit și mai sar. Dar le citi, n-a s-o scumpi. Da. Vrea să fie modest, Cristi. Da, Cristi are un talent nativ, probabil moștenit, și pot să spun că face niște roluri grozave. Noi suntem parteneri în Într-o noapte furtunoasă. El este Rică, iar eu sunt Zița. Da. Și pot să spun că este un coleg nemaipomenit, iar dacă ar fi să spun și de tatăl lui, este nelipsit de la toate spectacolele noastre, se vede foarte mult că a iubit scena și trăiește odată cu noi și se bucură alături de noi. Nelipsit, iertați-mă, domnul Făgăl senior, așa acum de când cu flăcăul pe scenă sau pur și simplu... Nu, chiar și când nu era Cristi în trupă, el era prezent în sală, nu, era alături de noi chiar și la repetiții, deci acel microb există. Nu neapărat pentru noi, nu știu dacă știe toată lumea, nu este o satisfacție materială. Noi de aici ne încărcăm pozitiv, ne încărcăm sufletește și ne este drag ceea ce facem și o facem cu plăcere și nu cred că toată lumea știe, în spatele unui rol sunt multe ore de muncă luate din timpul nostru liber. Repetițiile la noi se desfășoară după amiaza, uneori până la orele 8-9 seara și aproape în fiecare zi, mai puțin vinerea. Deci noi suntem la teatru prezenți lunea, marțea, miercurea, joia, la repetiții de la ora 4:30-5 până la 9 seara. Am stat, mai ales acum, când pregătim, avem în lucru mult mai multe piese și sperăm să le placă spectatorilor și să vină cu drag la teatru. Gata, de acum ai bifat asta cu plăcutul, da. Doamne ajută, vân la pupa, nu știu, ca să, cu ghilimele așa, să... cu încă o precizare, botezul scenei ca actor amator, acum sau datează? Eu mi l-am luat deja și mi-l iau în fiecare reprezentație cu Noapte furtunoasă. Când mă bat colegii cu făină, da, eu ca Rică Venturianu trebuie să ies din butoiul cu ciment și cum nu or fi oamenii nebuni să cumpere câte un sac de ciment pentru fiecare reprezentație, mă bat cu făină, da, și practic ăla-i botezul. Pe Sorin, de exemplu, l-am botezat turnându-i șampanie în cap. Pentru el e mai plăcut. Da, aici ar trebui să completez eu colegul. Avem doi colegi noi în trupă care sunt alături de noi cam din octombrie, așa. Deja... Să zicem numele. Da, cum să nu. Deja avem pe Corneliu Nechita, care este în rolul lui Chiriac într-O noapte furtunoasă, și pe Sorin Cobuz, care are un rol principal în următoarea noastră piesă, care se va juca, sperăm noi, în luna martie, o să fie premiera. Și sunt talentați, le este drag, au venit alături de noi cu tot sufletul și sperăm să stea cât mai mult alături de noi, fiindcă sunt niște colegi nemaipomeniți. Mi-aș dori să ajung pe acolo, chiar domnul Radu Vătafu m-a agățat, ca să spun așa, mai e niște vreme, poate. Așa, eu am stat un pic pe scenă, așa, cu Doroana am făcut, să știți. Da, în facultate, da? Și cu Adrian Fulea, că sigur îl știți pe Adrian Fulea. Da, cum să nu. Da, eram cu Adrian Noi Fulea. Să știți că am... Așa, și în liceu am jucat, adică am vrut să dau la teatru, adică acum nu mă laud, dar zic și eu că de drag, așa. Asta, teatru este și cine știe, poate ajung pe acolo, e mare și trebuie și populată.
Așa este. Și noi așteptăm cu mare drag alături de noi toate persoanele care doresc să fie prezenți în trupa noastră, dar trebuie să știi de la început la ce se înhamă, fiindcă foarte, cum așa cum spuneam, foarte multe ore de repetiții luate din timpul liber, trebuie să ai și o anumită disponibilitate de acasă, absolut, de la serviciu, cel de sus, întâi. Mai ales și datorită faptului noi mai avem și deplasări în alte localități unde avem diverse spectacole și care le ținem vinerea mai. Dar cu atâtea colegi scumpe acolo, parcă altfel trece repetiția numai. Cristi poate să spună, dar acum o să spunem mai ceva, dragii mei. Sigur că da, cu mai mare drag. Eu vă spun de drag, așa că îmi sunteți dragi tare. Și drept dovadă și romașcanilor care ia ca să întorc acasă sărăcuții, că nu mai au loc. Când am zis că ultima dată s-au adus scaune și nici măcar așa nu încăput. Și aș putea să spun că am remarcat cu drag aseară chiar prezența în sala multor tineri. Ne bucurăm enorm că tinerii sunt alături de noi, își fac timp pentru a veni la teatru și mi-aș dori să vină permanent, nu numai acum când e mai frig afară, nu au prea mult de ales între a, eu știu, a se duce la strand, la petreceri sau petreceri mai puțin lunea. Ne bucurăm că am ales această zi, tocmai în ideea să fie cât mai multă lume alături de noi și invităm cu mare drag chiar să facă parte din trupa noastră, deoarece noi avem și trupă de tineret, de liceeni, ca să zic așa. Am participat la festivaluri cu trupe de tineret, unde este limitată vârsta și bineînțeles că ne-am dorit și în anul acesta să participăm la festivalul de la Fălticeni, unde numai cu trupă de tineret putem merge. Noi, trupa de adulți, am susținut acolo un spectacol în afara concursului, ca să spun așa. A fost un concurs cu premii și putem spune cu mândrie că liceenii noștri au luat niște premii importante. La timpul respectiv le-am spus, sperăm cine nu ne-au văzut, nu au auzit, să vină alături de noi și să îi facem mult mai curioși. Și să mai spunem, oameni buni, un lucru, pentru că sigur să cam știe, dar să mai și spunem, profităm de prilej, așa, la Cercul Militar se întâmplă toate minunile astea, la acolo, așa, unde e o sală chiar așa, are o căldură aparte, mie, apropo, și acolo mi-a plăcut întotdeauna și vi se potrivește, are după opinia retro, mea, după cum văd eu lucrurile. Da, avem căldură și la propriu și la figurat, exact. Deci lumea nu îngheață de frig, este foarte cald, foarte plăcut, îi așteptăm cu mare drag și, nu știu, sperăm. Aș vrea să mărim sala aia, să o organizăm altfel, să încapă mult mai multă lume. Dar cine știe, poate chiar vreodată în viitor apropiat, deși s-ar putea să vorbim de SF-uri, sala mare a Casei de Cultură să poată susține măcar repetiții, dacă nu, că urmează, am înțeles, acum să facă din nou autorizări, peste autorizări, da, etc. Cândva Casa de Cultură să redevină pe ce a fost menit să fie, și anume Casa de Cultură. Nu și pentru teatru a fost acolo. Da, și noi, nu putem spune, am funcționat cât s-a putut în Casa de Cultură, dar acum, dacă au intervenit aceste norme care au făcut travaje... Normele existau, acum... Și doamna director Rusu trebuie să spunem lucrurile foarte clar, așa, ca să nu creadă lumea că acolo e o nenorocire întreagă și Doamne ferește... Nu, că ce știți, ce e clarificat, e bun clarificat. A insistat să închidă așa, pentru ca să fie cu toate perfect în regulă, ceea ce e un lucru de aplaudat. Dragii mei, doamna Camelia, ia ca așa, cu ajutorul bunului Dumnezeu, ați început stațiunea în toamnă, nu e așa? Deci în octombrie, așa, și ați reluat-o după o scurtă pauzică, sărbătorile de iarnă, deja. Ce se joacă? La ce se așteaptă oamenii, că se alternează așa? Cu ce îi încântați? Deci noi avem acum în repertoriu cam 6 piese pe care le rotim în fiecare luni. În fiecare luni la ora 18 se joacă altceva. De exemplu, lunea următoare o să fie tripticul de Cehov, iar peste 2 săptămâni O noapte furtunoasă. Sunt foarte multe persoane care n-au văzut încă această piesă și așteptăm cu mare drag.
Pot să vă mai spun că trupa de teatru ține spectacole și în alte localități. În data de 29 ianuarie am organizat un spectacol la Casa de Cultură din Vatra Dornei. Ca să spun așa, am avut 4 spectacole într-o zi. Două cu Motanul încălțat, da, avem și piese de teatru pentru copii și două cu O noapte furtunoasă. Deci s-a jucat efectiv de la ora 17 până la ora 21. Wow, bravo, felicitări. Și am avut un succes nemaipomenit. Deci lumea de acolo. Asta nici nu trebuia să spuneți, că am fi dedus din context. Da, serios vorbesc, adică nu l-aud. Am fost foarte apreciat, da. Și doamna director Violeta Codorean a zis că ne invită cu mare drag, ne așteaptă și în luna martie la un alt spectacol și noi o să onorăm această invitație și dumneavoastră a zis că ne recomandă cu multă căldură și altor directori de casă de cultură care vor să ne aibă cu spectacolele noastre și sperăm să facem treabă bună în continuare. Cu trupa de teatru de liceeni, ca să spun așa, am organizat piesa de teatru Motanul încălțat, unde jucăm și noi o parte din adulți, joacă Cristi, care este povestitorul, joacă Corneliu Nechita, care este căpcăunul, joacă Mariana Levărdă, care este vrăjitoarea, și copiii Dani Baciu cu Roxana Arcana. Nu uita de prinț. Și Sorin Cobuz, care este, da, prințul. Și am vrea să punem o altă piesă pentru copii, acum este în lucru, chiar discutam cu Cristi înainte de emisiune, Scufița Roșie. Dacă acolo e o morală foarte, știi, să vin alegerile, e bună, da, alegerea cu scufița, cu cine deși mănâncă și... Noi ne-am gândit, este o piesă... Haideți, doamna Ducă, întotdeauna arta a avut mesaj subliminal. Este foarte cunoscută și îndrăgită de copii. Glumind un piculeț. Apropo, nu vă uitați, oameni buni, apropo de O noapte furtunoasă, spunea doamna Ducă, peste două săptămâni, vă uitați la buletinul meteo, vă uitați pe orarul teatrului Dan Alexandrescu, ca să glumim așa un piculeț. Cum e cu ăștia mititei? Chiar în rol acela de povestitor, așa, cum te simți? Vorbim de cine? De spectatori sau... De spectatori. Doamne, nici nu mă face să-mi aduc aminte. Asta vorbeam cu colegii, cu Camelia, după spectacolele de la Vatra Dornei, zic, n-am văzut niciodată o reacție atât de, nu știu, din partea ăstora mici. Au fost superbi. Ce să zic? Bine, vorbim de copii de 9, 10, 11, cât au putut să aibă obicei. Da, la clasele, deci grădiniță, clasele 1-4. Au interacționat grozav. Când a intrat vrăjitoarea pe scenă, dacă n-au țipat și încercau să-l fac atent pe Motan, vezi că e în spate, întoarce-te, vezi că se te mănânce. A fost superb. Au dorit poze cu noi. Deci este o satisfacție nemaipomenită în momentul când vezi așa o încântare pe echipurile lor și chiar au venit părinții seara la spectacolul nostru și au zis, nu știu ce le-ați făcut la copii, dar atât au vorbit de piesa asta de teatru, o oră mi-au făcut capul mare de tot. Da. Și pentru noi asta este cea mai mare satisfacție. N-aș vrea să uit, pentru că am spus dintr-un început, spațiul acestei întâlniri nu e tocmai cel mai generos din grilă. Așa, două cuvințele despre să apropie, iată, a câta ediție, cum să-i zic așa, a festivalului, a doua, da? Era să greșesc, zic a treia. Așa. Teatru Dan Alexandrescu. Când o fi și cum o fi și ce puneți la cale? Din punctul nostru de vedere, noi ne-am dorit tot în luna mai, deoarece aș vrea să păstrăm o tradiție. Să știe toată lumea, este festivalul de teatru Dan Alexandrescu în luna mai. Acum sperăm și ajutorul din partea autorităților locale și județene să vină la timp ca să putem organiza acest festival, deoarece noi nu avem puterea financiară necesară. Și ne-am dorit anul acesta să vină mai multe trupe alături de noi, adică în loc de 2 zile de festival să fie 3 zile de festival, să putem invita și trupele care nu au fost anul trecut, deci cele de la Caracal și... Megidia a fost, Lugojul a fost, Brașovul a fost, Mediașul, Caracalul și Mediașul. Ne-am dorit să fie prezente și...
Deci, practic, îi adunați pe cei mai buni din țară cu ocazia asta, din ce am remarcat eu. Da, cei aproape toate trupele de amatori care sunt existente în țară am vrea să fie prezente alături de noi, inclusiv Fălticeniul. Aș vrea să bag și niște piese pentru copii și dimineața. Deci o să fie 3 zile de teatru de dimineață până seara. Și pentru copii, și pentru tineret, și pentru adulți, să putem să mulțumim pe toată lumea și, într-adevăr, să fie un festival de neuitat. Încă noi deja am început puțin așa să ne organizăm, deoarece, ca orice lucru bine făcut, trebuie făcut din timp și gândit. Acum sperăm, aș vrea să depun și un proiect pe asociația noastră. Pentru cei care nu știu, noi avem asociația Rom Art a Teatrului Dan Alexandrescu. Pe această cale aș vrea totuși să invit persoanele care sunt dornice să ne ajute, să ne sponsorizeze, să vină alături de noi. Reamintesc de acel 20% din impozitul pe profit care poate să-l dea orice firmă acum. Orice firmă care are profit, care este plătitoare de impozit pe profit, poate să ne doneze cu acte în regulă acel 20% și, de ce nu, și acea declarație 230, care se depune până la sfârșitul lunii februarie. Deci încă cei care vor să ne susțină financiar din acest punct de vedere pot să facă. Eu am formulare în fiecare zi de luni la teatru. Pot să vină acolo doar să completeze nume, prenume, adresă, CNP și atunci este în regulă. Adică la cercul militar poți să vedeți. Da, la cercul militar. În fiecare zi de luni, înainte de spectacol, după, formularele sunt acolo pe masă, oricine le poate accesa, le poate completa și să mi le dea. Eu sunt prezentă acolo în fiecare zi, poate lumea să mă întrebe, să discute, să-mi dea acele hârtii. Poate unii se întreabă pe ce se vor duce banii ăștia și e ușor de explicat, un teatru are niște cheltuieli, sunt inerente, nu poți să scap de ele, decoruri, costumații, deplasări. Mergând pe ideea asta că hai să încercăm să punem mână de la mână, într-adevăr vom putea spune pe urmă că trupa de teatru Dan Alexandrescu este a romașcanilor, pentru că fiecare va avea o bucățică din succese, din insuccese, din bucurie, din teatru. Oricum, acum ați părtaș la bucurie, iată, așa cum am spus, sala Arhiplin, oamenii nu încap, ceea ce e minunat și se poate, iată, să... Așa, în două vorbușoare, ia că am ajuns colegul, nu știu ce face acolo la cameră, că trece... Așa, glumim, evident, să încheie stagiunea, când și cu ce planuri, așa, în două vorbe. Stagiunea noi în fiecare an încheiem undeva în luna iunie, după festivalul nostru de teatru. Bineînțeles, cum am spus și la început, pregătim de ale carnavalului, avem o piesă Tango Monsieur, care iarăși am vrea să scoatem premiera în luna martie și s-ar putea să mai fie și alte proiecte. În funcție de timpul pe care îl avem și în funcție de cât de repede reușim să scoatem aceste piese, deoarece sunt piese mari, sunt distribuții mari, cu multe personaje, este foarte greu să ne sincronizăm, să ne întâlnim, să participăm la repetiții. Astăzi are problemă unul, mâine celălalt, dar noi încercăm. Nu mai spun de costume și costumele trebuie să fie corespunzătoare acelei epoci și care costă foarte mult. Poate că sunt o Doina Levința și pe aici, sigur, da. La scară, așa. Da, ca pot să zic că pentru Tango Monsieur a fost alături de noi, pot să dau, nu știu dacă pot să dau, firma Caremil, care ne-a făcut săptămâna trecută o sponsorizare în acest sens. A venit alături de noi cu ce au putut rochii pentru cele 4 doamne care fac parte din această piesă și pe această cale le mulțumesc foarte mult. Și poate să inspiră și alții două vorbe de final. Să spun și eu, spunea colega Camelia despre piese cu distribuție mare și în paralel cu asta, de multe ori după ce ies de pe scenă, aud pe cei din sală spunând, băi, m-aș băga și eu. Sfatul meu este, băgați-vă. E o lume foarte frumoasă. E o lume atât de faină încât ar fi păcat să o ratați. Și după ce îi dai acolo de așa și ai prins și culisele, nu-ți mai bine să pleci. De asta cred că clar. Oricine poate să răspundă dintre invitații mei, dragii mei.
Să vă dea Dumnezeu spor și binecuvântare în tot ce faceți, succes, aveți deja, dar mai încape întotdeauna, nu-i bai. Așa, mulțumesc încă o dată, oameni buni acasă. Noi. În două vorbe, Teatru Dan Alexandrescu al nostru aici, ați văzut, nu numai în sală, părtaj la bucurie, poate mergem și acolo așa frumușel să ajutăm, pentru că iată ne încântă sufletele în fiecare zi de luni, în sala Cercului Militar Roman. Toate cele bune, rămânesc cu Top Alt TV.